Медуза. Можешь сменить трек? Конечно. Окей, дичи пи игрек с ким, кумба? What is love? Муза, можешь сменить трек? Конечно. Жди пенна, крико опреск. Ты выключишь музыку? Конечно. Да, ша, де пенна опреск, пун. Și aici jucăm darts. Am dat 50 puncte. Ok. Pare cam prea ușor. Dacă dai mereu la jumătate, ajungi... Deci unde dai aici? Eu arătam pe ecran cu ideea că voi o să vedeți. Deci unde dai pe chestia aia roșie care pe bara aia, acolo se duce. De exemplu, dacă dau pe mijloc, pe mijloc se duce. Bun. Cum ies? Nu pot să ies. Pot să folosesc lift. Să mor tu că aveam lift. S-a deschis un lift, dar ușa tot închise. Ia, ce avem noi aici? Ce e asta? Am luat ceva, dar nu știu ce. Am intrat într-un virtual. Eu mi-a dispărut tot de pe hartă. Sau spre la distanță. Rocketman, pot să cobor? Nu mai văd nimic pe hartă. De ce? Bă, da, nu pot să opresc mine de aia? Bun, hai să văd cum mă omor eu acum. Că nu mai văd nimic pe hartă. O să-mi dau foc. Aparent sunt mai multe mașini decât data trecută. Dar hai să mă bubui cumva. Că nu mai văd chestiile alea de pe hartă, măcar să știu unde merg. Deci harta asta e făcută exact cam cum desenam noi când eram copii. Făceam casele cu forme, cu toate drăciile. Bă, dar ce greu ia foc chestia asta. Un copac din frunze de om. Mamă, dar ce greu ia foc. A, eu prost, uzumimu. Ăla-i. Hai să mergem la capul de extraterestru. Trei mecanici unul după altul. Opa, aici e ceva laborator. Pare Chernobyl. Pare ceva, dar... Nu știu. E cam dărâmat tot pe aici. Ia. Trebuie să vin la 12, cred că... Asta, atât am înțeles. 12 hour, oră... Da. Atâta, că pot să vin ori după 12, ori înainte, nu înainte. Nu știu. Ceva cu 12. Ia-te-l pe ăsta. A, e o statuie! Am crezut că e un om. Bă, da, harta asta e mare, mă. Uite cât merg. Bine, ăla e un oraș doar cu o imagine. Deci acolo nu o să găsesc nimic, cred. Aici, ce putem face noi aici? Pot să conduc o bicicletă, o bicitrinetă, nu știu cum se cheamă chestia asta. Chestia asta, băi, deci am crezut că e o mașină de aia, nu știu, ca obiect, care doar stă acolo și nu poți să o conduci. Ăsta e taxi, sigur e taxi la cum arată. Chestiile ar fi trebuit să fie pe taxi lipite. Hai să mergem la B. B, cred că e Bogdan sau Bogdanov. Bogdanov cred că e B-ul. Nume din astea rusești. C-ul, n-am idee de nume. Cristofor. Da, nu cred că e nume rusesc. Mergem la B, la Bogdanov, cred că. Bă, mi se pare mie sau harta asta s-a mărit. Deci,
Eu țin minte că am jucat GTA cu Pianz, dar nu țin minte să fi fost harta așa de mare. Ok, aș vrea să știu ce dracu e cu mașina asta. Ai o... E o cadă, uite, ai apa cu spumă. Ok. Casele astea, texturile astea, nu prea le înțeleg așa, dar... Nici jocul ăsta n-are logică, deci... O, Саня, отлично, что ты пришел. Тут имеется проблемка. У меня есть хороший знакомый, мы с ним отечественный... Да, ну, не înțeleg oricum nimic din ce zice. Короче, мне нужно забрать его. Hai să mă duc în zbor. Până acolo, să văd ce misiune are Bogdanov pentru noi. Domnul Bogdanov vrea să fac ceva, dar nu am înțeles. Nu am înțeles ce anume vrea să fac, pentru că vorbește într-o limbă vorbită doar de un continent. Măi, v-am spăreat să mă duc. Ce trebuie? Nu foarte mică. Să nu auzi. Am crezut că se aruncă și să o moară. Bă, deci nu știu ce să zic, adică la ce mă uit? Un fel de parcur, o mașină care merge singură. Ia. Oh, așa cu fum din alea. Atât? Fug, ustal. Vrăbnenoc de tot. RPG. 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 Bă, deci nu pot să fac nimic, doar mă uit. Matrix. Să zic, tragem mașina aia. Să vezi din nou. Ala. Filmau băieți acolo piesă trap și vii tu cu RPG. Ok, ok, nu m-am așteptat la asta. Wow, ciuvac, ce-o să nahir? Bă, mă ajut, deci... Mă uit la un film acum. Efectiv, la un film din ăla cu... Te plăză de bani, ai de nacui! Cu Dorian Popa. Ce? Nacui, suca! Slyși, dar tu afidil. Bă, mă ajut că mă uit la un film cu Dorian Popa. O să mă joc și eu acum. Bine. Bă, dar eu aveam Zumimu. Nu pot, nu pot să-mi dau arme. Trebuie să mă bat cu ei așa. Ok, dar melodia asta, dacă n-aș auzi-o... Dar nu pot să o dau mai încet. Fuck. Uite ce dau ăștia mine, bă! Dar nu-i corect, de ce mă bat cu doi? De ce nu cu unul? Adică ce tare se aude melodia, nu știu dacă mă aud eu. Zic, mi se pare că are scenariu pentru amândouă variante. Și dacă mor și dacă... Eu mor eu. Не буду я тебя убивать, успокойся. Бă, ce-i drept, e captivant jocul, adică dacă vreodată te pixești, poți să te uiți să vezi ce căcaturi găsești pe jocul ăsta, dar... Nu știu.
Îți dai seama că nu e joc să faci misiuni ca și cum ai intrat pe San Andreas și faci misiuni și te duci cu Big Smoke și alea. Da, așa la caterică, dacă ai chef să râzi vreodată, e... Uite un pic cum arată la de spate. Are și o farmacie, ce trebuie. Avem și mașini bune. La ce? Ah, ce-o ăla e nordul, mă. Dai seama că eu puteam să urmăresc ce-o ăla până mă plixeam. Ăla e de fapt nordul. Stai că a fost bu. Scrius dacă am o misiune nouă sau repet aceeași misiune iar. La restul am fost, nu cred că mai e ceva. Ok. A, mai sunt chestii, pot să mai fac anumite chestii pe aici. Hai să văd dacă îmi dă o misiune nouă sau mi-o dă pe aceeași. Măcar să știu câte misiuni pot să fii. Dar de obicei, dacă... A, pot să mă salvez? Opa! Deci avem misiuni! Avem o serie de misiuni! Pe care dacă le-aș fi înțeles ar fi fost super. Da, Sani. Было решено продать Линкольн. Я уже нашел покупателя, он живет на окраине Купянска. Ты должен отвезти Линкольн в целости до покупателя. Как сауди, вот че я здесь говоришь, ты драку. Окей, я мажу слава гараж. Гараж фара касса. Окей, подожду. Astea sunt niște sunete care nu sunt din joc, sunt cumva redate cu Windows-ul. Și am luat un televizor. Asta a fost misiunea? Trebuia să ridic un televizor? Ei, ti, metru, suca! Ti, gavno, a nu broși televizor! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот, трахать тебя всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты okay, говно, жопа. Asta am înțeles, în mod clar. În mod clar mă înjură. Черт возьми, я же говорил, что это вспыльчивый чувак. Благо, сделка не нарушил. Стали он студио айчи для музыки. Вот только телек ты его зря разбил. Мы получили денег чуть меньше, чем рассчитывали. Nu știu ce scrie, scrie U și I. O să mă salvez. U și I. Opa. Și cum închid? F. Bă, deci asta e o hartă cu ceva, cred că ascunde o comoară acolo. Că nu înțeleg. Adică la ce mi-ar fi pus, pentru că eu oricum am harta asta. Dar cred că găsesc ceva acolo, dar ori acolo la X-ul ăla sunt eu. Dă să mă îndepărtez. Să mă duc eu unde. Uite, mi-a apărut altcineva pe hartă. Mi-a apărut... Nu, ăla. Care arată perechi de pantaloni. Bun, ui. A? Nu, X-ul ăla nu arată că-ș fi eu. Că eu m-am mutat din loc. Ce armă am, mă? Zici că e un ardei iute. Ui. Nu, dar și cum îmi dai eu seama unde sunt eu acum? Deci acolo, teoretic, ar trebui să găsesc ceva. Bă, dacă aș avea translate la tot ce scrie, mă jur că ar fi ceva. Hai să mergem la perechea aia de pantaloni. Nu pot să-i zic, ăla nu înseamnă nimic.
Ce să știu, mă, porci. Câini, porci, ce... La ce graș îți para porci, dar la cum arată para câini. Sau oi, nici nu știu. Bun. Mergem să vedem ce misiune mai putem avea. Dar nu știu, deci... ăla din dreapta cu capul ăla, ăla e un oraș. Cred că e orașul ăla care l-am văzut mai devreme, care a arătat doar capul. Mamă, dar asta e doar o schiță, eu nu înțeleg nimic. Cred că aici e aia. Aici pot să-mi iau haine, dar le-am cam luat. Și unde mergeam eu? Mergeam la pantalonii, nu? A, aici. Eu... Bă, n-am mai văzut găleata aia de ciorbă, supa aia la plic, la carton. Ori nu era în jocul ăsta, ori nu știu. Ori au scos-o. Era o mașină care era, avea formă de ciorbă din aia care o faci din plic. Nu mai știu exact. Nu știu dacă are rost să urmăresc scenariile, că oricum sunt rusă. Sau ucraineană, în limba străină. Bun, dă-o skip. Ok. Trebuie să iau mașina asta. Dacă o pot numi mașină. Dar de ce am melodia asta pe fundal? Asta e o misiune mai horror, să înțeleg. Sau mai dramatică. Că și vremea văd că e, e cum e. Sună a piesă de mituri și legende. Și o legendă din aia, horror. Bigfoot. Prin pădurile astea umbla Bigfoot când era... Ce dracu? Fug, să-i jâmpa. Păi, mai devreme eram cu mașina și acum dau la lopată. Iop, tu ai umat. Puteam să jur că e ceva horror. Melodia de la România au talent. Clasic, hai, scoate-și o katana. Bă, dar ce tip de apară ăștia în față? Văliu! Bă! Dar nu pot să schimb arma ca să fiu mai repede. Mă, ce melodie mi-a pus ăștia. Dau prea mult și nu pot să trag în ei. Bă, da, ce tare s-a aud melodia asta. Alea-s capurile din jocul ăla cu plante, plante vs. zombie, nu? Hai bă, mai am 11. Uite-o cum se văd de la spate capurile lor. Deci că e o bucată de șuncă. Hai, 4, 3, 2. Am wanted de poliție, scuze, cine se vede? Ăla-i. Ăla-i. Și acum? Melodia zice de fapt Kupiansk. Kupiansk. Și mai am misiuni la pantalon. Mamă, dar mai am o grămadă de misiuni. O dublă cu asta. Am luat 6. Bo. Ce drujbă am cu ai? Am drujbă cu statuia lui ăla care m-am întâlnit mai devreme. Mamă, de jocul ăsta e incredibil. Incredibil.